Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să știți că se trăiește foarte bine în Republica Fantastică România. Serios? Da, important e să fii plasat în poziția corectă și la locul corect. Și trăiești foarte bine. Dacă reușești să te lipești de dezmățul pe bani publici, ești boier. Dezmățul pe bani publici, care de altfel se intensifică în Republica Fantastică România, în care trăim zi de zi. Deci e tot mai bine în Republica Fantastică. Da. În anumite părți din Republica Fantastică România este bombă. E ireal. Deci pe măsură ce crește deficitul bugetar și gradul de îndatorare a României, care a depășit, nu interesează pe nimeni, a depășit 50%, ar trebui ca guvernul să anunțe în momentul ăsta măsuri de urgență pentru frânarea îndatorării. Nu interesează pe nimeni, mă, serios. E meci la 4, da. Vrei la să, anul să terminăm cu euro și după aia da, ne grijorăm, mai da. Vedem. Deci pe măsură ce situația asta financiară se degradează, crește proporțional și disprețul guvernanților pentru banii strânși din taxele luate de la cei care plătesc. Deci când e mai greu, când e mai greu în România, e tot mai bine în Republica Fantastică, da, România. Așa. A, gata, am prins. În ultima ședință de guvern, cabinetul Ciolacu a decis ca statul, adică noi, statul să suporte cheltuielile cu chiria, utilitățile, taxele și impozitele și întreținerea pentru demnitarii care stau în casele de protocol. De asemenea, se va plăti din bugetul public și uzura obiectelor din inventarul acestor locuințe de protocol, iar lista acestor demnitare a fost crescută un pic. Aceste sume vor fi plătite de instituțiile unde lucrează persoanele respective. Citez din nota de fundamentare, Luca a devenit interesat. Îți spun imediat ce funcție. Da, uzura. Păi, stai într-o casă de protocol, ea vine gata mobilată. Da. Să uzează bre. Se, mai, se arde un bec. Doar nu să plătești tu bec dând banii tăi. Să plătească dând banii contribuabilului. Da, 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 da. Să uzează, înțelegi? Dacă se blochează, nu știu, ușa de la bucătărie, beci. De la beci. Citez. Din nota de fundamentare. Rezultă firească. Place formularea asta. Rezultă firească. Are un arhaism birocratic. Da, da, da. Rezultă firească intervenția legislativă privind suportarea costurilor privind atribuirea locuințelor de protocol în integralitate de ministerele și instituțiile publice în care își desfășoară activitatea persoanele beneficiare și nu direct de către persoanele beneficiare. Deci caragiale combinat cu birocrație. Respectiv, continui să citesc din nota de fundamentare, respectiv vicepreședinții ai Senatului și Camerei Deputaților, miniștrii și asimilați ai acestora, precum și președintele Consiliului Legislativ și avocatul poporului, se explică în nota de fundamentare. Asta este situația. Președintele Consiliului Legislativ, dacă nu mai țineți minte, este domnul Florin Iordache, altă întrebare. Serios? Da, dânsul e săracul. Dragul de el. Da. El trebuie să-i găsească și dânsul lui o sinecură, după ce a stat în buzunarul domnului Dragnea, în buzunarul de la spate al domnului Dragnea atâta vreme, cu ordonanța 13, cu nu știu ce, în urma scandalului. A participat la violarea codului penal în Parlament, după ce n-a reușit să treacă ordonanța 13, ține-și bine. Și a făcut treaba cu vârșini de sat, practic. Da. Și după ce s-a terminat toată povestea, Florine, uite, te parcăm aici. Unde l-or fi pus pe Tudorel Toader? Tudorel este... E la Iași. E a fost profesor. Rector la Iași, până când a pierdut recent alegerile de rector la Facultatea Așa. De Drept de la Iași. And? And... Asta e, nu e pierdut. Cred că a vrut dânsul stai să... Stai liniștit. Stai acasă. Oamenii aceștia sunt recuperați. Pe asta zic. Mai ținte domnul Grindeanu, cum s-a luptat el pe baricade și l-au zburat din guvern și săracul de dânsul era... Ce mai face domnul Grindeanu? E ministrul transporturilor. Nu, dar ții minte că atunci, după ce a fost adversarul lui Dragnea... Da. Nu? Da. A ajuns la... A fost ceva... La ASF sau la... Da. Adică Ancom, atunci uite, în Ancom. Conflict. Da, la Ancom. Exact, la Ancom. Deci el era, toată lumea zicea, mamă, îl omoară Dragnea. Lumea domnul... se vedea ca în filme. Să vezi ce-i face. Domnul Ponta. Îl înjunghe. De l-au împins pe scări la guvern. Și după aceea și-a făcut propriul lui partiduleț care n-a reușit să performeze. Este consilier la domnul Ciolacu. Da, da. E plin. Domnul Joană,
domnul Gioana, acum, domnul Ciolacu a spus, păi da, domnul Gioana a fost practic PSD întotdeauna. L-au dat afară de două ori pe Gioana din PSD, înțelegeți? De două ori! Când aveau de dat pe cineva afară din PSD, unde-i Gioana, mă? Ia dați-l, mă, afară pe ăsta aia. Mai dați-l, păi l-a mai dat odată. Mai dați-l odată afară, l-au dat pe Gioana de două ori. Deci asta se întâmplă. Doamna avocată a poporului este doamna Weber. Pentru domnul vicepreședinte la Senat este domnul Paul Stănescu, baronul roșu de Olt, cum se mai cunoaște. Cred că dânsul chiar n-are nevoie, adică eu presupun, poate mă înșel, eu presupun că dânsul este multimilionar, așa se aude, dar poate gura lui nu cred asta. N-are, da, totuși, de ce au nevoie de chestia asta oameni de genul ăsta? Nu știu, domnule, eu asta nu înțeleg. Nu știu, îți dă locuință să stai dacă ești, înțeleg, pentru președintele României, acum să mor de curiozitate, abia aștept să se facă luna ianuarie 2025. Ca să vezi dacă se mută în... Da, în Palatul Împăratului. Palatul Împăratului. Pentru că, nu e așa, atunci când a fost întrebată insistent administrația prezidențială dacă e pentru dânsul, răspunsul a fost, nu s-a făcut cerere. Poate a făcut-o între timp. Nu s-a făcut cerere. De fapt, ca... nu, că n-are voie. Păi, trebuie să termine mandatul, da, și după, nu, aia. Nu faci cerere acum, că nu poți. Cum faci? Și cum o să fac? O să fie subsemnatul. Klaus Werner Iohannis. Cum să faci asta? Asta e, nu s-a făcut cerere, e ca răspunsul ăla, știi? Cu ăla care se rătăcește cu balonul într-o furtună și ajunge deasupra unei câmpii unde nu recunoaște nimic, îl vede pe unul pe jos și îl strigă: bă, unde sunt? Și ăla se uită la el, după un timp de gândire îi zice: ești în balon. Și ăsta dă în balon, zice: a, matale, sigur ești matematician. Ai stat mult să te gândești să-mi dai răspunsul. Mi-ai dat un răspuns extrem de precis, dar care nu servește la nimic. Așa și cu răspunsul domnului Klaus Iohannis. O să vă mutați, vreți Palatul Împăratului pentru dumneavoastră? Nu, administrația prezidențială nu a făcut cerere. Păi n-a făcut, că nici nu poate să facă deocamdată, că mandatul încă nu s-a terminat. Altfel, doar informația asta mai dau, contribuabilii plătesc către regia protocolului de stat prin intermediul Secretariatului General al Guvernului peste 23 de milioane de euro anual. Evident că nu toți banii se duc pe cazarea și utilitățile boierilor. Dar, până la urmă, de ce s-ar face economii dacă cine împarte, parte și face, nici măcar nu parte din banii lui, ci din banii plătitorilor de taxe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. We'll be right back.